Deși valorile termice vor fi în creștere ușoară, vremea va fi încă rece în majoritatea zonelor, geroasă în centru și în sud. Temperaturile maxime se vor încadra în general între minus 7 și 4 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 12 și 0 grade, local mai scăzute în sudul Olteniei și al Munteniei până la minus 16 grade. Cerul va fi temporar noros în unele zone joase, local va fi ceață, iar izolat, mai ales în nord-est, vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla slab până la moderat. Începând de duminică, se estimează o creștere treptată a temperaturilor în regiunea Moldovei, cu tendința de apropiere de normele climatologice. Maximele urmând a se situa în ecartul de minus 1-4 grade, iar minimele între minus 8 și minus 2 grade în medie. Probabilitatea pentru precipitații locale la nivelul întregii zone va fi mai mare în perioada 25-27 ianuarie. La munte, deși valorile termice vor fi în creștere ușoară, vremea va fi însă rece, geroasă mai ales în primele ore. Cerul va fi variabil, cu unorări în Carpații Orientali, unde doar cu totul izolat vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, pe văi și în depresiuni, pe arii restrânse va fi ceață, asociată cu depunere de chiciură.